Și la dispoziție primară au 50 de 25 aprilie 2023. Fost invitat spațiul acestei salutărilor de astăzi. Deci 11 consilieri locali sunt prezenți 9. Da. Având în vedere prevederea 138 alineatul 15 din codul administrativ, vă rog să aprobați, supuneți spre aprobare procesul oral chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul oral a fost adoptat cu unanimitate din vot. Acum, rog pe domnul președinte să prea comisiunea lucrărilor. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordine de zi. Proiect de hot 1. Proiect de hotărâre privind intenția ca bunurile din Ardeoan, din domeniul public al județului Bacău, să fie preluate în domeniul public al Comunei Ardeoan, a imobililor clădire sediu distrinct C1, prejduire și teren, așa cum sunt enumerate în adresa Consiliului Județean Bacău cu număr 32.969 din 29.12.2022, suprafețele și valorile din inventarul respectiv. Inițiator, Victor Deacon, primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este soțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează cele trei comisii. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație utilizate în cadrul aparatului specialitate al primarului Comunei Ardeoan, județul Bacău. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează cele trei comisii. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru prima înscriere în cartea funciară a următoarelor suprafețe de teren. 5.188 metri pătrați, teren extravilan, la podul Ardeoan, 2.734 metri pătrați, teren extravilan, podul de Unterești, și 14.674 metri pătrați, teren podul de Unterești, din care 12.994 metri pătrați, teren extravilan, și 1.680 metri pătrați, teren intravilan. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează cele trei comisii. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind bugetul local pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează cele trei comisii. La 5 avem diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordine de zi, da. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru implementarea proiectului CUP de servicii MMSS, CII, MMSS, CORD, mai SMIS 139963, inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care vizează, comisia 2. Și aici proiect privind aprobarea utilizării sumei din excedent pe desindea suma. Desindea domnul secretar suma aici. Sau doamna contabilă. Întreb în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind intenția ca bunurile din domeniul public al județului Bacău să fie preluate în domeniul public al Comunei Ardeoan, a imobililor, clădire, sediu district C1, împrejmuire și teren, așa cum sunt enumerate în adresa Consiliului Județean Bacău cu numărul 32969 din 29.12.2022, cu suprafețe și valorile din inventarul respectiv. Avize. Domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2. Domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3. Domnul Deaconu Nicolae. Aviz favorabil. Da. Deci s-a discutat pe comisii. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru?
Cine se împotrivă, dacă se abține cineva, un alimentar și vot. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienților pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrație, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Arbela, județul Bacău. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Da. S-a discutat cu domnul secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru prima scriere în cartea funciară a următoarele suprafețe de teren. 5188 metri pătrați teren de extravilan pod Ardeoan, 2734 metri pătrați teren extravilan pod Leon Pinești și 14674 metri pătrați teren pod Leon Pinești, din care 12994 metri pătrați teren extravilan și 1680 metri pătrați teren intravilan. Avizie. Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Da, s-a discutat și aici pe comisie. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind bugetul local pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026. Aici trebuie să așteptăm pe doamna Narcisa să vină să ne prezinte. Așteptăm un pic. Așteptăm un pic până vine doamna Narcisa să ne prezinte. La punctul ce? Mai avem punctul? Da, mai este asta, da. Lăsăm, o să și trecem la punctul 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru implementarea proiectului HU de servicii MMSS, cod mai semi 139963. Avizi. Comisia 2, domnul Macadam Corda. Mulțumim. Aici, da, s-a discutat pe comisie, dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține cineva. Deci, nu m-a invitat. Da, și 6 iar, e tot cu bugetul, care trebuie să vină, doamna, ce să ne spună suma. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind bugetul local pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026. Aviz Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnei Gigon Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Poftiți. Da. Sumele estimate și repartizate în bugetul pentru anul 2023 ne-au fost comunicate prin adresa numărul 4648 din 29-12-2022 AJPP Bacău, înregistrată la unitatea noastră cu numărul 8828 din 30-12-2022. Mi s-au comunicat sumele repartizate prin decizia șefului AJPP Bacău numărul 19 din 29-12-2022, constând în estimarea cotei directe de 63% din impozitul pe venit și 14% din sumele alocate din cote de facate din impozitul venit pentru echilibrarea bugetelor locale. Deci pentru 2023, spune AJFP-ul, conform deciziei, că mi se repartizează la cote de facate din impozitul pe venit 0401 442.000, la sume alocate din cotele de facate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 0404 437.000 și sume de facate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 995.000. Prin adresa 67 din 4 ianuarie 2023, AJFP Bacău, înregistrată la noi cu numărul 80 din 5-a, ne-au fost comunicate sumele de facate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunii.
Pentru anul 2023 s-a alocat suma de 1.171 de lei, din care pentru bunuri și servicii învățământ 165.000, asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap 696.000, stimulent educațional pentru copii în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar 21.000, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă 28.000 și bursele elevilor din învățământul de masă 261.000. Apoi, prin adresa care urmează să o primim de la Consiliul Județean, am reușit să obțin sumele telefonic deocamdată. Deci adresa va fi de astăzi, că astăzi a avut loc ședința de Consiliu. Zice că s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale, 28.000, și sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean, din impozitul pe venit, 45.000 pentru anul 2023. Apoi, prin adresa AJFP Bacău din 10, 185 din 10 ianuarie 2023, s-a comunicat repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA. Bănuiesc că nu vă interesează. Sumele estimate pentru bugetul anului 2024-2026, prin adresa 4648 din 29-12 AJFP Bacău ne comunică. Sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 2024-327.000, 2025-367.000, 2026-395.000 și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 2024-590.000, 2025-508.000 și 2026-420.000. Apoi, pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunii, mi s-a comunicat prin adresa 67 din 4 ianuarie următoarele estimări. Pentru 2024, 1.181.000, 2025, 1.186.000 și 2026, 1.192.000, din care bunuri și servicii învățământ, 175, 180, 186.000, asistenți personali, 696.000 pe fiecare an în parte, stimulent tichet social pentru grădinițe, 21.000 pe fiecare an în parte, drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, 28.000 pentru fiecare an în parte și bursele elevilor, 261.000. Consiliul Județean zice că îi va repartiza la sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 2024, 134.000, 2025, 140.000 și 2026, 145.000. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 2024 242.000, 2025 192.000 și 2026 154.000 și la sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale zice că se estimează așa 191.000 de lei pentru fiecare an în parte. Acum la secțiunea funcționare bugetul este format din venituri în valoare de 4.217,58 lei și cheltuielile în același quantum, bugetul fiind echilibrat. La secțiunea dezvoltare, datorită fondurilor insuficiente și a sumelor alocate, vom proceda la aprobarea de prin hotărâri de utilizare sumei din excedentul anului anterior pentru finanțare SD. Întrucât venituri am prevăzut aici 6.784,16 lei, iar cheltuielile prevăzute sunt de 7.999,40 lei, rezultând un deficit de 1.215,24 lei care va trebui de acoperit din excedentul anului precedent. Obiectivele de investiții care vor fi incluse în lista de investiții pentru anul 2023 sunt restaurare și punere în valoare monument istoric școala Leontinești, 26.000. Dezvoltare rețea inteligentă, distribuția gazelor naturale, 69.800. Reabilitare și modernizare pod în comuna Mea, județul Bacău, 4.099,31 lei. Reabilitare și modernizare drumuri comunale și locale afectate de calamități în comuna Mea, județul Bacău, 10.000 lei.
îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Arbian, județul Bacău, 240,10 mii lei. Modernizare drum pe strada Livezilor de la Vrața Elena numărul 3 până intersecția cu strada Ghencii, deci 176 ani în comuna Arbian, județul Bacău, 807,74 mii lei. Actualizare plan urbanistic general POG în comuna Arbian, județul Bacău, 527,23 mii lei. Dezvoltare infrastructură TIC, sisteme inteligente de management în comuna Arbian, județul Bacău, 2195,42 mii lei. Și dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale numărul 1 comuna Arbian, județul Bacău, 23,80 mii lei. Deci rezultând, așa cum v-am spus, cheltuieli totale de 7.999,40 mii lei. Și n-am listat, probabil. Școala Ardeoan. Dacă nu am listat aici. Din sumele pe care ni le-au solicitat și prin nota de fundamentare, am alocat mai puțin cu 7.000 lei, întrucât suma de 7.000 lei reprezenta cadourile ce vor fi acordate elevilor și am zis că este timp suficient pentru rectificările ulterioare, până la Crăciun mai avem un pic. În rest, li s-au alocat toate sumele pe care le-au solicitat la secțiunea funcționare, iar la secțiunea dezvoltare au solicitat 60.000 lei, 40.000 pentru magazine pentru lemne și 20.000 pentru iarăși table inteligente. Și acolo, fondurile fiind insuficiente, nu li s-au alocat, dar în schimb am inclus în lista investițiilor proiectul ăsta pentru dotare cu mobilier, materiale didactice, pentru că se pot depune cereri de finanțare prin PNRR până pe 31 martie și atunci își vor putea dota și laboratoare și în măsura în care proiectul va fi aprobat la finanțare. Dar fiind oportunitatea asta, am prins suma de 23.800 măcar să asigurăm consultanța și să depunem cereri de finanțare prin PNRR. Da. Mulțumim, doamne, și doamna Arcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Și mai limitate. Punctul 6. Proiect privind aprobarea utilizării sumei de 1.215.240 de lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat în la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2022 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Aviz Comisia 1, domnul Moise. Disfavorabil. Dau cuvântul doamnei Jigon Narcisa pentru prezentarea sportului de specialitate. Deci, suma de 73.000 care mi-a fost alocat pentru anul ăsta de către Consiliul Județean Bacău a fost trecută direct la venitor secțiunea dezvoltare. De asemenea, am mai obținut un 990 de lei din valorificarea unei remorci care a fost predată la Remat. Restul sunt subvenții de la bugetul de stat și din fonduri europene și am rămas cu un deficit de 1215-240 lei. Ca atare va trebui să aprobăm utilizarea acestei sume din excedentul anului precedent. Iar obiectivele de investiții pe care propunem a le finanța din excedentul anului precedent sunt îmbunătățirea serviciilor locale de bază prin achiziția de utilaje în comuna Ardeoan, județul Bacău, cu suma de 240.100 lei, dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale în numărul comuna Ardeoan, județul Bacău, 20.600 lei, restaurare și punere în valoare în monument istoric școala Vlăotineș, 26.000 lei, reabilitare și modernizare pod, 110.800, reabilitare și modernizare drumuri comunale și locale afectate de calamități în comuna Ardeoan, județul Bacău, 10.000 lei și modernizare drumuri pe strada Livezilor, 807.740 lei. Mulțumim, doamne Jigău Narcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Punctul 7, diverse. Dacă cineva vrea să înscrie la cuvânt. Dacă nu, o să spun eu. Domnul primar, este vorba despre pustii priorieri. Aici nu are un tub la toată, acolo
El este bolnav, sună mereu, vine salvarea, oprește salvarea în drumul județean național. Că nu are un podeț acolo ca să poată opri. Și am văzut că s-au făcut reinvestări, mă, se lucrează la drumuri și mai scoate unele tuburi care nu sunt potrivite pentru acele locuri. Și dacă puteți să puneți un tub la poartă, când vine o mașină, o salvare, ceva se poate trage pe podeț la el, acolo, un tub. Da, să avem o vedere și rezolvă. Da. Mulțumim. Fine, cu izolare, probleme la ordine de zi, declară închise lucrările de ședință.